bună, dragilor! Astăzi voi face prăjitura Greta Garbo, iar pentru asta avem nevoie de următoarele ingrediente. Și anume, pentru foi avem nevoie de 600 de grame de făină albă, plus sau minus, 100 de mililitri de lapte, 2 ouă întregi, 100 de grame de zahăr, 100 de grame de smântână grasă sau iaurt gras, 50 de mililitri de ulei, un pliculeț de 7 grame de drojdie uscată, un praf de sare și esență de vanilie. Iar pentru umplutura prăjiturii avem nevoie de 400 de grame de nucă măcinată, 800 de grame de dulceață. Eu am aici dulceață de prune, voi puteți pune orice fel de dulceață aveți, 50 de grame de zahăr și coaja de la o lămâie rasă. Iar pentru glazura prăjiturii avem nevoie de 300 de grame de ciocolată. Eu am aici ciocolată neagră cu 72% cacao, puțină nucă măcinată pentru decor și 2-3 linguri de ulei. Am aici un bol în care voi pune laptele, zahărul, cele 2 ouă, și drojdia. Amestecăm toate împreună cu un tel. Adăugăm și uleiul, smântâna, esență de vanilie. Esență de vanilie puneți după gust. Și un praf de sare. Și adăugăm treptat și făina. Schimbat telul cu o spatulă pentru că s-a îngroșat aluatul și nu mai mergea să-l amestec cu telul. Voi mai adăuga făină. Iar acum e momentul să scot aluatul pe masa de lucru. Voi presăra puțină făină și voi scoate aluatul pe masă. Voi frământa aluatul, mai adaug puțină făină. Bun, dragilor, am format o bilă. După cum puteți vedea, mie mi-au ajuns la fix cele 600 de grame de făină. Voi da aluatul deoparte, să curăț puțin masa, după care voi întinde foile cu ajutorul unui sucitor. Am împărțit în 4 aluatul, vom face 4 foi. Presar puțină făină pe masa de lucru și voi întinde câte o foaie cu ajutorul unui sucitor. Întindem foaia la dimensiunea tăvii pe care o avem
Eu am o tavă de 35x25. Puteți întinde aluatul și pe o coală de hârtie de copt. Decupați exact cât aveți dimensiunea tăvii sau îl puteți întinde direct pe masă, după aceea veți tăia cu cuțitul surplusul de aluat. Iar aici am o tavă pe care am uns-o cu ulei și am pus pe ea hârtie de copt. Luăm aluatul pe sucitor și îl voi pune în tavă. Amestecăm nuca cu zahărul și cu coaja de lămâie rasă. O furculiță vom înțepa aluatul peste tot. Am pus prima foaie în tavă, am înțepat cu furculița peste tot, iar acum voi pune, trebuie să împărțiți, dacă nu puteți pune exact după ochi, să împărțiți în trei boluri, dulceața și nuca. Eu nu o voi împărți în trei pentru că pot să pun după ochi în cantitate exactă sau aproximativ exactă. Punem primul rând de dulceață. Presărăm și nucă. Iar acum voi întinde cea de-a doua foaie. Dăm prăjitura deoparte și vom întinde cea de-a doua foaie. Presărăm din nou pe masă făină. Vom lua o bucată de aluat și facem a doua foaie. Întind cea de-a doua foaie, o luăm pe sucitor și o vom întinde peste prăjitură. Iar dacă ați făcut aluatul puțin mai mare decât tava, tăia surplusul de aluat. Din nou începem cu o furculiță aluatul peste tot. Al doilea strat de dulceață. Adaug și al doilea strat de nucă. Și voi continua să fac următoarele foi. Am terminat și cu ultima foaie de pus pe prăjitură. Voi înțepa și ultima foaie cu furculița. Bun, dragilor, am terminat cu prăjitura, iar aici am un prosop
Voi înveli prăjitura și o voi lăsa timp de jumătate de oră să crească. Iar după o jumătate de oră voi da prăjitura la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 35-40 de minute. Am scos prăjitura de la cuptor, așa arată, iar aici am ciocolata pe care o voi pune la topit. O voi pune la cuptorul cu microunde pentru un minut, cu verificare la 30 de secunde. Din 30 în 30 de secunde să o scoateți și să mai învârtiți în ea. Altfel unele bucăți se vor topi, iar altele se vor întări pur și simplu. Am topit ciocolata, iar acum voi adăuga uleiul. Vom amesteca foarte bine. Și vom turna această ciocolată peste prăjitura călduță. Dragilor, iar peste ciocolată vom presăra nuca măcinată. Prăjitura la frigider pentru 2-3 ore, după care o vom putea porționa și servi. Am scos prăjitura de la frigider, am porționat-o, așa arată ea. Este o prăjitură ușor de făcut și foarte gustoasă, care nu necesită foarte multe ingrediente. Sper să încercați și voi această rețetă și să vă placă. Iar dacă vă plac postările mele, nu uitați, dragilor, să vă abonați la canalul meu de YouTube. Până data viitoare, vă urez toate cele bune, la revedere, pa, pa!